Bună ziua, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu, Luminița Tarot. Mă bucur să vă revăd. Voi face oroscopul lunii noiembrie pentru Zodia Balanță, Luna sau Ascendentul Zodia Balanță, pentru a vedea ce fel de energii vor fi în această lună, ce va veni în viața dumneavoastră. Haideți să vedem pentru Zodia Balanță. Zodia Balanță, în această lună văd că veți fi un pic mai închiși ca de obicei, veți fi mai intuitivi, mai secretoși, mai veți ține pentru dumneavoastră emoțiile, gândurile. E nevoie să vă ascultați intuiția, să știți, să ascultați intuiția în ce privesc anumite oportunități care vor veni în viața noastră, pentru că ai și preoteasa cu roata norocului, ceva în viața noastră se va debloca, va începe să se miște lucrurile din viața dumneavoastră, oportunitățile, situațiile care le-ați aștepta până acum. Dacă trebuie, va veni ceva nou, veți avea parte de noroc, da? Veți începe un nou ciclu, dar pentru asta e necesar să vă ascultați intuiția. Dacă doriți să începeți ceva nou, e nevoie de mult studiu, de reflexie, de răbdare, trebuie să studiați bine lucrurile, trebuie să intrați în profunzime, trebuie să vă ascultați intuiția, pentru că aici îmi vorbește și de anumite secrete sau trebuie să țineți secret ceea ce doriți să începeți în această lună sau oportunitățile care vor veni în viața noastră, trebuie să le țineți în secret. Să le țineți pentru dumneavoastră. O femeie înțeleaptă, o femeie va avea un rol important în viața dumneavoastră în această lună. Această femeie vă poate da sfatul necesar pentru a începe aceste oportunități. Văd noroc, văd că va veni norocul pe strada dumneavoastră. Destinul se va învârte, să spunem așa, dacă ați avut parte de un blocaj. Veți începe să urmați noi străzi, noi proiecte. Veți începe ceva nou. Văd că vor începe să lucrurile să se învârtă de la sine, să spunem așa. E posibil să faceți un drum, e posibil să vă întoarceți într-un loc unde ați mai fost în trecutul dumneavoastră sau cineva să se întoarcă în viața dumneavoastră. Haideți să vedem. Vreau să aprofundez situația pentru Zodia Balanță. Voi folosi tarotul. Cum va fi pentru Zodia Balanță în această lună? Ce va veni în viața Zodiei Balanță, luna sau ascendentul Zodia Balanță? E o etalare generală, să știți, să luați doar ce simțiți că e pentru dumneavoastră, da? Că nu toate lucrurile vi se potrivesc, pentru că deci doar ce simțiți că este pentru dumneavoastră. Pentru aici e nevoie să vă ascultați de intuiție, de intuiția voastră, de simțul dumneavoastră. Văd că veți studia mai mult în această lună, veți studia lucrurile spirituale sau astrologie, tarot. Văd că veți fi mai profunzi, veți dori să aprofundați anumite lucruri în viața dumneavoastră în ce privește aceste oportunități care vor veni, da? Afaceri, ceea ce doriți dumneavoastră să începeți în această lună. E nevoie de studiu, de reflexie, de răbdare, da? Veți începe, e posibil să începeți un nou curs, bineînțeles că doar pentru cei care se potrivesc. Veți dori să aprofundați o situație. Pentru Zodia Balanță, luna sau ascendentul Zodia Balanță. Și e nevoie, văd că o femeie inteligentă, o femeie de cultură, o femeie care a studiat, e posibil să intrați în legătură cu această femeie pentru a vă da sfaturi, veți colabora cu această femeie. Este o femeie serioasă, o femeie mai închisă de obicei, dar este o femeie înțeleaptă. Și să rețineți secretele pentru dumneavoastră, să țineți secret ceea ce doriți să faceți, că e mai bine, așa vă sfătuiesc cărțile.
Haideți să vedem pentru Zodia Balanță, luna sau ascendentul în Zodia Balanță, pentru luna noiembrie, ce va fi, ce va veni. Primul car pentru voi, regele de spade. Cum spuneam, e nevoie să cereți sfatul unei persoane profesioniste, unei persoane care, dacă doriți să vă ocupați de documente sau pentru probleme legale, burocratice, e nevoie să mergeți să vorbiți cu un profesionist, un profesionist care lucrează, e competent și vă poate da sfatul necesar, este o persoană preparată, expertă. Veți vorbi și în public, e posibil să dați sfatul cuiva sau relațiile dumneavoastră, dacă e vorba de relații, sunt anumite secrete în aceste relații, dar vreau să zic că este fidelitate, să spunem așa, în această relație, da? Lipsește un pic de emoții, să spunem așa. Dacă veți intra în legătură cu un bărbat sau soțul dumneavoastră, iubitul dumneavoastră, văd un bărbat foarte mental, controlat, să spunem așa, rece, da? Este un bărbat expert și preparat, care își spune cuvântul, să spunem. E posibil să fie din, sau dumneavoastră să fiți, pentru că e posibil Zodia Balanță, Fecioară sau Gemeni, Vărsător, acest bărbat. E posibil ca dumneavoastră să fiți mai rece, mai distanți, mai reținuți în ce privesc emoțiile, sentimentele, da? Haideți să vedem următorul card pentru Zodia Balanță, ascendent, luna, Zodia Balanță. Veți termina un capitol din viața dumneavoastră sau veți pune punct o relație sau anumite proiecte. Pentru a merge înainte, pentru a urma pașii necesari în proiectele dumneavoastră, e nevoie ca să lăsați ceva în urmă, să renunțați la un anumit lucru, să închideți anumite relații. Se termină ceva pentru a lăsa locul altor oportunități în viața dumneavoastră. E nevoie să lăsați trecutul în urmă în această lună. Pentru a merge înainte, cum spuneam, se închide un capitol și veți începe alt capitol, dar pentru asta trebuie să vă folosiți intuiția, să fiți în pace cu voi înși vă, să fiți înțelepți, să cereți sfatul unei femei mai în vârstă, să studiați bine lucrurile. Următorul card pentru Zodia Balanță. O femeie emotivă, intuitivă, va avea un rol important în viața dumneavoastră sau dumneavoastră trebuie să vă spun. Regina de Cupe spune că trebuie să vă ascultați intuiția, cum ziceam, să deschideți inima. Veți avea grijă de alte persoane, poate excesiv, pentru că e posibil ca cineva din viața dumneavoastră să plece, adică să moară, adică să decidă să lase corpul fizic, da? Să se elibereze de corpul fizic, pentru că, de fapt, nu este o moarte, este doar moartea corpului, dar sufletul nu moare. Și lucrul ăsta să vă emoționeze un pic mai mult și e nevoie să încercați să fiți mai echilibrați, mai calmi, pentru că e vorba de destin aici, nu puteți face nimic, doar să acceptați, să lăsați trecutul în urmă. Ceva se va închide în viața dumneavoastră, se va termina și acest lucru vă va emoționa, să spunem așa, vă va da un pic peste cap și sau e nevoie ca dumneavoastră să aveți grijă de persoanele dragi vouă sau o persoană, mama dumneavoastră, sora sau o femeie foarte emotivă, o femeie care are grijă de persoanele dragi. Sau dumneavoastră veți avea grijă de persoanele dragi vouă. Următorul card pentru Zodia Balanță. 10 de bețe. Asta înseamnă că veți lucra foarte mult în această lună sau acest stres care îl veți avea pentru că vă veți ocupa de mai multe lucruri
Veți termina din nou 10, 10 de bețe, veți termina un capitol, ceva se va termina în viața dumneavoastră, veți da la spate și veți merge în viitor, să spunem așa, veți munci mult și e ca și cum nu veți avea timp prea mult de dumneavoastră, prea multă greutate, prea multe responsabilități. Veți fi stresat, să spunem așa, dar văd un nou început, asul de cupe, va veni o ofertă spre dumneavoastră, să vă deschideți inima iubirii, un nou început, o renaștere, e posibil să faceți pace cu o persoană iubită sau să cunoașteți pe cineva, să cunoașteți pe cineva nou în viața dumneavoastră, e posibil să vă retreziți la, cum să zic eu, să vă deschideți inima iubirii. E posibil să aveți și anumite gânduri, iluminări spirituale, da? Va veni pacea în viața dumneavoastră, cum vedeți aici porumbelul. Va veni pacea în viața dumneavoastră, veți primi o veste de iubire sau... Vă va bucura sufletul acea veste, acest nou început care veți avea parte, ori în relația de iubire, ori în ce privește oamenii dragi vouă, sau la locul de muncă. Deci veți renaște, să spunem așa, după aceste multe responsabilități și muncă multă, veți primi acea dragoste și veți fi răsplătiți pentru... Pentru tot ce ați îndurat, să spunem așa, pentru tot ce ați suportat, pentru tot ce ați dus pe spatele dumneavoastră. Da, și vă veți ocupa de două lucruri deodată sau va trebui să vă regăsiți echilibru, pentru că văd că veți avea vă veți ocupa de mai multe lucruri, adică veți avea multă muncă sau va trebui să luați o decizie în ce privește două situații. Dar oricum văd că veți reuși să vă ocupați de aceste proiecte, veți reuși să faceți un echilibru, da? Important e că aduceți distracție în ceea ce faceți, adică să încercați să faceți cu lejeritate lucrurile, pentru a nu duce la conflicte, pentru că văd că aici veți avea un pic de conflicte cu persoanele din jurul dumneavoastră, pentru că sunt, în ce privește aceste două ocazii, două lucruri, două locuri de muncă, văd că veți fi în contradictoriu cu alte persoane din jurul dumneavoastră, pentru că sunt personalități diferite și... E nevoie să faceți un echilibru, da? Pentru a asculta și opinia altor persoane, pentru a încerca să comunicați cât mai, să duceți cât mai multă lejeritate în viața dumneavoastră, pentru că sunt și persoane ambițioase în jurul dumneavoastră care e posibil să vă pună bețe în roate sau vă fac obstacole în ce privește aceste discuții, opinii diferite care le veți avea în ce privește aceste două locuri de muncă sau două situații. Trebuie să faceți un echilibru, să spunem, și la muncă și acasă, pentru a nu avea discuții, pentru a nu avea conflicte. Da? Haideți să vedem și Arcanghelul Metatron pentru Zodia Balanță, Luna Ascendent în Zodia Balanță, pentru luna noiembrie. Ce va fi? Ce mesaj vrea să vă transmită Arcanghelul Metatron pentru Zodia Balanță, Luna sau Ascendentul în Zodia Balanță? Această schimbare care o veți avea vă va da un pic de... furcă, să spunem așa, cum se zice la noi, în sensul că va pune emoțiile la încercare. Da? Vă va pune emoțiile la încercare și va trebui să fiți echilibrată, pentru că văd că veți avea mult de muncă aici, dar pentru asta veți fi răsplătită
și să aduceți un echilibru în viața dumneavoastră, la muncă, acasă, pentru a nu a da discuții, pentru a nu, a nu lăsa loc de discuții cu alte persoane, dragi vouă, sau la locul de muncă. Haideți să vedem Arcangelul Metatron. Camera. Somn, vise și călătorii astrale. Adevărata cauză a insomniei tale nu se datorează doar minții, egoului, angoasei sau stresului tău. Hiperactivitatea lobului temporal drept și a glandei pituitare se află la originea tulburării de somn de care suferi. Este de o importanță crucială să-ți creezi un mediu propice pentru destindere și somn. Aveți nevoie să vă odihniți mai mult. Da? Pentru că dumneavoastră sunteți foarte intuitiv, cum spuneam la început, pentru că glanda pituitară se află în frunte și se vede că lucrează foarte mult această glandă și de acolo și intuiția dumneavoastră. Dumneavoastră când dormiți, visați foarte mult. Deci mai, e ca și cum când dormiți mai trăiți odată, să spunem așa. Da? E ca și cum trăiți ca ziua, adică foarte mult. E, și eu știu despre ce vorbesc pentru că mi se întâmplă și mie. Și din cauza că visați prea mult, ca și cum ați trăi, vă treziți tot obosiți. Pentru că glanda dumneavoastră, intuiția dumneavoastră, funcționează foarte bine și pentru asta vă treziți obosiți. Deci trebuie să creezi un mediu propice pentru a te relaxa, pentru a dormi mai bine. Da? Și de aici intuiția voastră. Am să citesc din această cărticică pentru că doresc să aprofundez în ce vă privește, pentru că e important și pentru dumneavoastră și pentru mine, ca să fiți cât mai, să înțelegeți cât mai bine ce vrea să spună. Ok. În noua ta locuință de lumină este necesar să-ți amenajezi o cameră adaptată nivelului tău de evoluție spirituală. Este necesar să-ți optimizezi calitatea somnului pentru a-ți ridica frecvența de vibrație. În timpul nopții, hiperactivitatea creierului, combinată cu munca pe care sufletul tău o îndeplinește, este cauza insomniei și a tulburărilor de somn pe care le experimentezi. Alege o altă culoare pentru camera în care te odihnești, optează pentru albastru lavandă, blue pal sau alb. Poți să reduci la minim decorul, puneți hainele în ordine, scoate oglinzile, fotografiile și televizorul. Poți plasa aici cristale, o lămpiță de aromaterapie cu uleiuri esențiale naturale și un vas cu sare. Purifică cu regularitate camera cu ajutorul unor bețișoare parfumate. Somnul ți se va îmbunătăți și vei putea experimenta un somn profund, îți vei putea aminti visele și vei putea chiar realiza călătorii astrale conștiente. Pentru că dumneavoastră faceți călătorii astrale, corpul dumneavoastră și mintea, al treilea ochi, ești într-o perioadă propice pentru a avea vise premonitorii. Fii atent că și ele ți-ar putea indica drumul pe care este necesar să-l urmezi. Vei putea experimenta în curând o călătorie astrală conștientă care te va conduce pe un alt nivel de conștiință. Peste câteva zile vei obține o recompensă, o promovare sau o mărire de salariu. Ce spuneam aici? Foarte frumos! Oameni dragi, acestea au fost puse pentru Zodia Balanță, ascendent luna, Zodia Balanță. Eu vă îmbrățișez cu drag, vă doresc o lună cât mai plină, plină de abundență și vă aștept la următoarea etalare. Numai bine, vă pup, la revedere!